În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cine zic oamenii că sunt eu Fiul omului? Iubiți credincioși, sărbătoarea de astăzi închinată Sfinților Apostoli Petru și Pavel este una deosebită și se află înspre jumătatea verii, tocmai pentru că 29 iunie anul 67 a însemnat pentru cei doi apostoli începutul vieții veșnice. Nu am spus că a însemnat sfârșitul vieții de aici, pentru că întotdeauna suntem tentați a-l așeza pe om altundeva decât îi este locul. Și iată că tocmai acest lucru Sfinții Părinți ne-au rânduit a poposi în câteva minute în această duminică. Și anume, într-una din zile, Mântuitorul îi întreabă pe ucenici, zis așa pe românește franc, față către față, direct, fără să-i pregătească măcar, cine spun oamenii că sunt eu Fiul omului? Și atunci au început fiecare să spună, unii spun că ești prorocul, altul că ești Ilie sau altul dintre proroci, unul chiar că ești Ioan Botezătorul, pentru că știm că Ioan Botezătorul deja fusese decapitat de către Irod și cei de acolo, amintindu-și de vehemența cuvântului Sfântului Ioan Botezătorul, spuneau că oarecum s-a transferat către Mântuitorul și la sfârșit, după obiceiul vremii și al pământului, a luat cuvântul cel care avea voie să vorbească oficial, adică cel mai bătrân dintre apostoli, și anume Petru, și a zis, tu ești Hristosul, pentru că Mântuitorul i-a întrebat, bun, asta spun oamenii despre mine că sunt eu, dar voi cine ziceți că sunt? Și atunci Petru a luat cuvântul și a spus, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, celui viu. Și Mântuitorul a aprobat, a întărit lucrul acesta și l-a fericit pe Simon Petru, care până atunci era numit Simon, și pentru prima dată îl numește, fericit ești Simone, fiul lui Iona, căci nu trup și sânge ți-a descoperit ție aceasta, adică nu dintr-o inteligență a ta, nu dintr-un izvor omenesc, nu auzind pe altcineva ai spus lucrurile acestea, ci ți s-a dat ție de la Duhul și de aceea îți spun ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea, pe care nu vor putea birui porțile iadului. Și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri, și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. De ce a spus Mântuitorul acestea? Arătându-ne că noi avem impresii greșite despre cei din jurul nostru. Avem impresii greșite chiar despre noi, sau avem impresie greșită despre ceea ce credem noi, că oamenii cred despre noi. Fără a mă erija într-un vorbitor despre orientare școlară și profesională, totuși, pentru că suntem în mijlocul bacalaureatului, vreau să vă spun ceva. Dragi părinți, calitatea de părinte nu există înainte de a avea copii. În momentul în care se naște copilul, se naște și părintele. După cum în momentul în care se naște nepotul, se naște și bunicul. Noi, ca părinți, suntem în fața copiilor noștri și trebuie să ne punem întrebarea pe care Mântuitorul a pus-o astăzi apostolilor. Cine spun oamenii despre mine că sunt eu? Ne uităm la copil și spunem așa, cine zice diriginta că este copilul meu? Cine zice colegul lui că este copilul meu? Cine zice vecinul meu că este copilul meu? Cine zic eu că este copilul meu? Cine crede copilul meu că este? Cine crede copilul meu că ceilalți cred despre el? Dar mai important este cine știe Dumnezeu că este copilul meu? Din aceste întrebări putem să ieșim numai cu o anumită atitudine. Mai nou se spune că în arta conversației
Cel mai important principiu de comunicare este tăcerea. Este ascultarea, nu este vorbirea. Nu a vorbi cu cineva înseamnă a comunica cu el, ci ascultându-l pe cineva înseamnă că în mod real comunici cu el. Să ne întoarcem către copiii noștri și să intrăm în comuniune cu ei, adică să îi întrebăm, așa, cu blândețe, dar cu fermitate în același timp. Mă, cine crezi tu că ești? Să fie o întrebare adresată privire către privire, ochi către ochi, față către față, pentru că veți vedea și veți constata un lucru extraordinar. Copiii noștri nu sunt obișnuiți, dacă nu i-am învățat de mici, să fie în fața, puși în fața unui tir așa de convingător. Și atunci vă vor spune exact. Pentru că astăzi au răspuns ucenicii, tocmai pentru că Mântuitorul i-a întrebat direct. Nu le-a făcut pregătire, nu le-a spus, vedeți că oamenii cred ceva despre mine și eu sunt altcineva, s-ar putea să ne intereseze sau să nu intereseze imagine și așa mai departe. În momentul în care vine întrebarea direct, răspunsul va veni direct. E posibil să fie un răspuns fără cuvinte și să înțelegem și din aceste necuvinte că ei au o anumită impresie despre ei. Și încep să spună. Eu sunt un elev în clasa X și mai departe trebuie să vină cealaltă întrebare. Dar colegii tăi din clasa ta te consideră așa cum crezi tu? El poate că o să răspundă, bietul copil, așa cred. S-ar putea să nu fie așa. Pentru că nu toți elevii dintr-o clasă sunt la același nivel de pregătire, de maturitate și așa mai departe. Tu în ce clasă te crezi? Nu neapărat în clasa în care ești. Și încet, încet acest dialog ne va învăța ce a învățat astăzi Mântuitorul pe ucenici. După ce i-a chestionat despre cine cred oamenii că este el, i-a întrebat franc, dar voi cine credeți că sunt? Dacă mergem mai departe cu această orientare, copiii noștri ne vor spune despre ei cum se consideră ei a fi. Și în momentul în care deschidem o discuție foarte sinceră, vom afla că nu prea sunt pregătiți să facă o introspecție chiar atât de profundă. Este un exercițiu, să știți, pe care vi-l recomand și pe care toți, de aici măcar de față, de astăzi încolo, să-l facem cu, poate ziceți, copiii sunt prea mari sau prea mici, să-l faceți cu copilul din dumneavoastră. Să vă așezați dumneavoastră în locul părinților dumneavoastră la o anumită etapă a vieții, într-o anumită clasă pe care ați parcurs-o, să vă răspundeți cu sinceritate la întrebările pe care părinții poate nu vi le-au pus, dar să le puneți dumneavoastră în locul lor. Și să vă întrebați, bun, dacă eu sunt ăsta, ce vreau să ajung să creadă lumea despre mine? Și atunci să mergem mai departe. Nu cumva i-am obligat pe copiii noștri să poarte alt chip decât cel al sincerității lor? Nu cumva am îmbrăcat pe copilul nostru într-o haină prea bogată sau prea săracă? Nu cumva haina este prea mare sau prea mică, prea largă sau prea strâmtă? Nu cumva i-am luat noi haina și l-am îmbrăcat în loc să lăsăm pe el să aleagă? Nu cumva i-am impus un stil de viață? Și să știți că toate acestea, dacă le-am făcut, rău am făcut. Pentru că orice om este el însuși în fața lui Dumnezeu. Și să nu credeți că este timpul pierdut. În orice moment, copilul nostru poate să primească de la noi cu o smerită cerere de iertăciune, poate să primească din nou libertatea. Eu cunosc și am studenți în vârstă care vin la teologie după ce au încheiat aproape o carieră întreagă deosebită. Am avut medici, ingineri,
care au spus, m-am făcut medic și am dus până acum această nobilă ocupație, pentru că așa mi-au zis părinții. Așa era la modă pe vremea respectivă. Dar acum a venit vremea când vreau să fac și eu ce aș fi vrut să fac de mult. Și s-au apucat. Cel mai în vârstă dintre acești temerari, dacă nu mă înșel eu, avea 72 de ani. Când a început facultatea, nu când a terminat. Și l-am felicitat pentru că a simțit nevoia să arate lumii cine este. Lumea l-a crezut într-un fel sau într-altul și el s-a gândit în sinea lui și a spus: nu acesta sunt eu. Vreau ca măcar până la sfârșitul vieții mele să arăt lumii cine sunt, dar nu așa neapărat să se bată cu cărămida în piept, cum zice românul, ci pur și simplu simțea nevoia să iasă la lumină. Noi de multe ori catalogăm pe cel de lângă noi într-un fel. Credem despre el altceva decât este el și îi dăm sarcini pe care el le poate duce mai ușor sau mai greu. Dar poate că nu este omul acela obișnuit cu astfel de sarcini. De aceea, întrebarea din vara aceasta este adresată de Mântuitorul: cine credeți că sunt eu? Fiul omului. Fiul omului, păi este fiul sau fiica noastră. Este sufletul nostru. Este omul din noi sau omenitatea din noi. Când avem de gând să-i dăm drumul la lumină? Poate că dintr-o anumită bună creștere, dintr-un anumit bun simț și educație, am făcut până la ora actuală ceea ce au vrut părinții, ceea ce au vrut bunicii, ceea ce au vrut unii sau alții. Dar nu credeți că a venit vremea să facem și ceea ce simțim că Dumnezeu ne-a dat să facem? Nu cumva din cei 1, 2 sau 5 talanți n-am folosit cât a trebuit? Dacă am avut un talent, nu cumva l-am îngropat, adică l-am îngropat cu intenție bună, să nu-l pierdem. L-am îngropat în sensul că am zis să nu se supere tata, mama, bunicul, bunica, să nu se supere diriginta, să nu se supere colegul cu tare. De multe ori poate că ne-am dus la școli așa în spiritul acesta de turmă, spiritul gregar care ne-a dus. Eu cunosc acum niște adolescenți de clasa 11 a 12 pe care îi mai cercetez cu întrebări, că asta e posibilitatea duhovnicului. Cam ce vrei să fac? Cam ce vrei să faci în viață? Păi cu tare, dar din clasă de la tine mai vrea ce? Dar toți vrem așa. A, da. Există un anumit spirit. Au fost ani de zile când, dacă întrebai unde vor să se ducă, ziceau că se duc la drept. Alți ani întregi ziceau că vor să meargă la automatică și calculatoare, la cibernetică. Erau așa, pe grupuri. Și chiar aș îndrăzi să vă spun mai mult, sunt anumite județe în care spiritul este într-o parte, altul este în altă parte. Important este însă ca noi să ne începem să ne cultivăm sinceritatea. Să ne cercetăm ce credem noi că ne-ar prinde mai bine. Adică unde ne vedem peste un anumit număr de ani. Chiar pe câțiva studenți am întrebat, știam ce studiază și am zis: peste 5 ani unde te vezi? Păi nu prea știu. Cum adică? Ai început pe un drum și nu știi unde o să ajungi? Păi că am zis să nu supăr pe ăla sau pe ălalt. Nu. Nu așa se pune problema. Măcar acum, în ceasul de față, poate să fie primul pentru unii, sau al 11-a pentru alții, sau al 12-a pentru mulți dintre noi, dar măcar acum să ne trezim. Suntem sinceri cu noi înșine, în calitatea noastră de părinți sau de purtător de suflet? Suntem noi pe drumul cel bun? Am făcut din plăcere ceea ce am făcut până acum? Dacă nu am făcut din plăcere ceea ce am făcut până acum, ștergem și o luăm de la capăt. Avem această posibilitate. După ce Mântuitorul a fost încărcat de tot felul de epitete și de tot felul de personaje, iată că spune: a venit vremea acum să-mi spuneți voi cine sunt.
Și, cu alte cuvinte, dacă nu sunteți voi în stare să-mi spuneți, vă va spune Tatăl meu. Și prin gura Sfântului Petru, chiar așa a și făcut Dumnezeu, a trimis răspuns la întrebarea, știți cine sunt eu? Sau cine credeți că sunt eu? Și atunci l-au așezat imediat Mântuitorul la locul pe care îl merita, pentru că era locul său. De aceea învățătura de astăzi trebuie să ne rămână aceasta, să așezăm pe fiecare de lângă noi sau din noi pe locul pe care îl merită și pe locul pe care Dumnezeu i-l a dat. Poate că au fost momente în care am invidiat poziția celuilalt, dar așa cum spuneam și ieri, e posibil să ne aflăm ca cel care spune nu sunt eu cel mai sărac pentru că n-am pantofii așa de buni cum îi are cel de lângă mine. Dar săracul cel de lângă mine n-are nici haină, nici cămașă. Și el mă invidiază pe mine uitându-se numai la haina mea și eu pe el numai uitându-mă la pantofii lui. De aceea, dacă nu suntem atenți, lesne, putem să confundăm lucrurile. Și să invidiem poziții de neinvidiat, să nu băgăm în seamă ceea ce avem. Și apropo de lucrul acesta, mi-aduc aminte, eram, cred că, de vreo 6-7 ani. Sora mea mai mică, cu mine la frizerie, și a văzut pe scaun o fetiță de vârsta ei, tunsă într-un anumit fel. Și a stat ce a stat, bineînțeles că mama zicea, pe ăsta îl tunzi așa, asta îl tunzi așa și mai departe. Dar frizerița era așa în alt duh și a întrebat-o, cum ai vrea să te tund? Comanda o primise, da, măcar așa. Și zice, exact ca pe fetița de dinaintea mea. Zice, nu te supăra pe mine, a zis frizerița, dar ești, tu ești exact tunsă ca fetița aia, decât că nu ești pieptănată la fel. S-ar putea să avem în noi această posibilitate, dar nu e aranjată. De aceea trebuie să fim foarte atenți cu noi. Noi avem impresia despre celălalt, orică este mai bun, orică este mai rău ca noi. Dar nu ne-am uitat în oglinda noastră. E posibil ca dintr-un anumit punct de vedere, noi să fim mai buni decât cel de lângă noi pe care îl invidiem pentru o anumită calitate. Poate că invidiem o anumită poziție, și când ajungem în sfârșit, după lupte seculare, la scaunul acela, ne dăm seama că nu asta ne lipsea. Nu subtilitățile. Poate că ne vom întâlni acolo cu un alt program care ne va fura de lângă familie, care ne va așeza într-o bulversare totală. Și atunci ce am făcut? Nu ne-am respectat propriile noastre posibilități. Și atunci trebuie să ne gândim la copilul acela care a primit replica. Da, ești tuns exact ca celălalt. Trebuie să ne dăm seama din viața Sfinților Apostoli pe care astăzi o prăznuim, că acești Sfinți Apostoli au avut una dintre marile calități. Au fost sinceri. Atunci când Mântuitorul i-a întrebat cine spun oamenii că sunt eu, ei au început să spună. Unul auzise că zice, bă, ăsta e Ioan. Și au zis, unul zice că e Ioan. Altul auzise că ăsta e Ilie. Și ei au spus așa. Noi, dacă suntem întrebați, ce știm? Avem această putere a mărturisirii? Nu avem de multe ori. Nu avem pentru că nu avem antrenamentul acesta și trebuie să ne antrenăm de acum înainte să fim sinceri. Să știți că nu putem să fim sinceri de astăzi pe mâine. Ne trebuie un antrenament. Ca pentru orice lucru pe care trebuie să ne însușim, ne trebuie un antrenament. De aceea, trebuie să învățăm astăzi la Sfinții Apostoli că atunci când suntem întrebați să dăm mărturie despre cineva, bă, cine crezi că era? Bă, după cum zic alții, așa. Eu zic că este pe dincolo, acum Dumnezeu știe mai bine exact ce este. Și revenind la copiii noștri, după ce am făcut aceste cercetări și lămuriri lăuntrice, îl întrebăm pe copil, bă, dar tu unde vrei să ajungi? Păi în cutare loc. Bă, dar tu știi că la asta îți trebuie să cultivi cutare disciplină sau cutare putere de caracter? O ai? Ce eu cred că o am. Păi da, dar n-ai dovedit-o până acum. Dacă n-ai dovedit-o, haide să o luăm în serios. Și atunci
ne așezăm pe aceeași parte a baricadei și luptăm cu cine? Cu lenea. În general, să știți că la copii, din toate vremurile și din toate timpurile, a fost problema lenei. Că de asta părinții trebuie să fie și atenți. Nu este de aplaudat numai atitudinea aceasta care în ultima vreme văd că ni se tot propune de departe. Dar nu trebuie să o luăm în seamă. Adică nu cumva să atingi copilul, nu cumva să-i sugerezi copilului, n-ai voie să îl scoți în fața clasei să-l faci de râs, că vezi, Doamne, are de suferit în personalitatea lui, nu e adevărat. Trebuie să-și vadă și de lungul nasului. A, vrei să ajungi acolo? Păi acolo să ajunge greu. Dacă nu vrei să ajungi acolo, păi de ce nu vrei să ajungi acolo? Trebuie să te fac să ajungi acolo. Prin orice mijloc trebuie să ne dăm seama că suntem datori ca părinți și ai sufletelor noastre. Și pentru noi înșine suntem niște părinți, să spunem, trebuie să ajungi acolo și trebuie să faci asta, asta și asta. Pentru că, de-altminteri, intervine comoditatea. Comoditatea în vremea de astăzi nu e altceva decât lumea virtuală. Am văzut copii stând spate în spate și vorbind între ei prin mesaje. Nici măcar n-au realizat că sunt încălziți de spatele celui pe care îl au la ceafă. Pentru că din comoditate nici nu mai deschid gura. Nu mai au antrenamentul de a vorbi. Inclusiv s-a pervertit acest termen de a vorbi. Zic, ce faci? Am vorbit cu cutare. Mă, te-ai întâlnit tu cu el? Zice, nu, am vorbit pe mes. Păi mă, asta nu înseamnă a vorbi. Înseamnă cel puțin a scrie din partea ta și a citi ce a scris el. Dar nu înseamnă a vorbi. A vorbi înseamnă altceva. A rosti înseamnă a vorbi. Și tu n-ai articulat niște cuvinte. De aceea trebuie să fim atenți și cu acest aspect. Dacă un copil vrea, de exemplu, să aibă o anumită profesie, trebuie să spui, nu te supăra, dar profesia asta nu se face din bârlog, nu se face din fața laptopului. Și vreau să mă fac profesor. Bun, și ce o să faci? Să predai numai la nivel de PowerPoint, să citească și tu să apeși, să dai click și să meargă mai departe textul și să... Ce să faci? Să te transformi într-un translator dintr-un limbaj într-altul? Păi ce, vorbești cu surdomuții? De aceea, iubiți credincioși, mă bucur tare mult pentru sărbătoarea de astăzi care ne-a propus acest subiect extraordinar al cunoașterii de sine și al cunoașterii celuilalt, al așezării fiecăruia dintre noi pe locul pe care Dumnezeu ne-a lăsat să-l ocupăm. Să rânduiască Dumnezeu ca aceste echipuri luminoase ale Sfinților Apostol Petru și Pavel să sporească în noi tot ceea ce înseamnă dorință de a cunoaște pe noi înșine și de a-i cunoaște pe ceilalți. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.